de la scorul general 1-1. Vă reamintesc, se joacă pe sistemul cel mai bun din 5 meciuri în primul tur al play-off-ului, faza sferturilor. BC Timișoara cu 4 minute și 25 de secunde rămase de joc din sfertul al treilea a preluat conducerea în partida, în a doua partidă cu CSM București. Marea surpriză produsă ieri de bucureșteni, s-au impus 97-84 pe terenul ocupantei locului 2. CSM București a terminat sezonul regulat pe 7. Gheri Galimor, 27 de puncte și Goran Martinici, 23 de puncte cu 3 din tot atâtea încercări de la distanță au fost principalii marcatori ai bucureștenilor. A început la Sala Sporturilor Brazi ultimul sfert al confruntării dintre CSU Ploiești și CSM Oradea, meciul 2, în care bihorenii au arătat că sunt cel puțin până acum peste adversarilor. Hargrove elegant pe pătrundere, dar nu iese finalizarea cu mâna stângă. Navicas. Navicas în continuare playmakerul orădenilor, a stat foarte mult pe teren în această seară în locul lui Lupu Savei. Pașca este liber, la distanță, reușește să înscrie Rareș Pașca. A avut tot timpul din lume pentru a-și încărca aruncarea și iată cum oaspeții se duc la 10 puncte. Cepulis, blocaj de la Albianici. Siartola a angajat pe Albianici și Lazar este sancționat cu fault. Laszlo Lazar, doar prima greșeală personală pentru el, a avut 6 puncte rezerva de pivot de la Oradea. Surprinzător este că nu-l vedem până la acest moment, poate fi vorba de o accidentare pe Bogdan Țibârnă. În echipa oaspeților, Țibârnă a fost cel mai bun marcator al oaspeților ieri. Mult mai agitat, bineînțeles, pe margine, Dadu Arnautovici. Ieri a avut un meci fără probleme, vă spuneam, jocul s-a rupt încă din sfertul al doilea. Acum însă lucrurile stau cu totul altfel. O zonă a prahovenilor și iată-l ieșit foarte sus acolo pe Albianici. Primește în spațiul de 3 secunde Laszlo Lazar, dar aici a spus cuvântul experiența lui Burlacu, care a stat foarte bine pe picioare, iar Lazar a greșit. Admirabilă susținerea fanilor prahoveni în aceste momente dificile ale echipei favorite. Intercepție acum a lui Marici. Pașca cere minge Navicas. Pașca se încurcă acolo. Întoarce până la urmă la Marici. Și este atac pozițional al oaspeților, care conduc la 10 puncte diferență. Cine ar fi crezut după evoluția de ieri? Peșici. Previzibil această pasă, interceptează Hargrove și să vedem ce hotărăsc arbitrii la această fază. Da, iată, a fost cam relaxat Peșici la faza de mai devreme. Cristian Achim ia decizia de a-l odihni puțin în aceste momente pe Nemanja Marici. Vrea ca liderul echipei sale să fie cât mai proaspăt pe final. Cu siguranță va fi o confruntare foarte disputată în ultimele minute. Hargrove obține faultul la Laszlo Lazar. Lazar merge să discute cu antrenorul său. Consideră că s-a apărat cât se poate de regulamentar. Comite însă a treia greșeală personală.
Vor fi două libere pentru Darius Hargrove. Americanul, după evoluția excelentă de ieri, are până acum 5 puncte și 5 recuperări. Reușește ambele libere. Au nevoie să fructifice fiecare oportunitate prahovenii în aceste momente. 7 minute și jumătate până la finalul partidei. Lupu Savei, intrat în locul lui Maric pe postul de fundaș. Din nou Lupu Savei combină cu Pešić, o schimbare de direcție acolo cu care și-a păcălit un adversar. Dar acum în față pe Albianić. Se duce pe pătrundere, greșește încă o dată, pasa în lateral. Sunt momente care pot afecta moralul cu echipierilor lui Pešić, liderul lor, cu două greșeli consecutive. La celălalt panou, Albianić primește într-o poziție ideală și Lazar nu are altă soluție decât faultul. Mult mai bun procentajul aruncărilor libere pentru Ploiești astăzi. Ratează totuși a doua încercare Albianić. Ploieștiul are 77,7% de la libere. Ieri a avut undeva la 60%. Pešić, apărat foarte atent de Burlacu. Navica s-a forțat cu om pe el. Încep să se pripească un pic și elevii lui Cristian Achim în aceste momente, iar Cepulis poate reduce din handicap, nu găsește însă finalizarea de la distanță, iar Lazar este faultat. Albianić s-a aruncat pe parchet pentru a reuși intercepția la Lazar cu prețul unui fault. L-ați auzit probabil pe crainicul sălii din Brazi. Sunt 7 puncte, iar echipa are nevoie de susținerea suporterilor în aceste momente. Fanii sunt în picioare la sala sporturilor Brazi. O posesie importantă. Da, un coș de moral este important pentru jucătorii lui Cristian Achim să vadă că pot înscrie în aceste momente. O face cu foarte mult calm Markovic. La celălalt panou, Hargrove se duce în forță și pune mingea în coș. Și iată cum această susținere admirabilă a fanilor prahoveni ne împiedică în anumite momente să vedem în condiții optime această partidă de basket. Forțează aici de la mare distanță. Navicas, cred că a fost. Ce ratare are Markovic pe acea pătrundere din nou. O ratare incredibilă, pătrundere pe centru. Acest coș nu este valabil, au hotărât altceva arbitrii. Un fault comis de numărul 12, au părut să indice arbitrii, un fault comis de Hargrove până la urmă. Pešić. A treia greșeală personală în contul lui Drașco Albianić, care de multe ori se ține foarte greu după Pešić. Pešić primește acum, să vedem ce va face Albianić. Este spațiu, mult de manevră acolo. Burlacu stătea aproape pentru a dubla, forțează aici Pešić, practic a cerșit un fault.
Se descurcă excelent la celălalt panou Darius Hargrove și este time-out cerut, bineînțeles, de Cristian Achim. Sunt momente foarte bune ale gazdelor. Publicul împinge din spate echipa favorită, iar ultimele acțiuni ale bihorenilor nu au avut nicio coerență. Pešić l-am văzut forțând la ultimele acțiuni. Are doar două puncte în a doua jumătate. Iată, nu-și găsește ritmul nici acum. Topciov și el, după evoluția excelentă până la pauza mare, 12 puncte, a mai marcat doar un singur coș. Este greu în aceste condiții pentru echipa lui Cristian Achim, care conduce totuși la 5 puncte. Marici a contribuit până acum cu 11 puncte. Cu siguranță este o soluție de bază pentru CSM Oradea, dacă oamenii de sub panouri nu vor reuși să-și facă datoria. Marici, revenit pe teren, conduce acest atac. Îi pasează lui Marković. Pešić vine cu blocajul. Pešić din nou. Marici. Se scurge atacul regulamentar al oaspeților. Lasă aici Marici pentru aruncarea de la distanță a lui Pešić. Pešić rămâne fără nicio astfel de realizare până acum în seria de la Ploiești. 58-53. Da, nu este foarte ușor pentru un jucător să vadă că nu reușește să înscrie de la distanță. Orice ar face, din orice poziție s-ar afla. Marici sancționat aici cu fault. O împingere pe care a văzut-o unul dintre arbitri. Da, iată o împingere care s-a putut vedea foarte clar pe această reluare. Discret din spate l-a dezechilibrat pe Hargrove. Nu a reușit să-i păcălească însă pe arbitri. Nemanja Marici. Și Drașko Albianici. Nu reușește să înscrie decât una din două de la libere. 54-58. Așa cum anticipam, un final extrem de disputat aici la Sala Sporturilor Brazi. Bună circulația mingii, care ajunge la Lazar. Lazar greșește însă, o pasă anticipată de jucătorii prahovenilor. Hargrove pe contraatac, piruetă. La un pas să și înscrie. La un pas a fost americanul acolo. Va fi un meci de două puncte dacă Hargrove își face datoria de la linia aruncărilor libere. Vă reamintesc că americanul nu s-a aflat pe teren în prima perioadă de joc, are 13 puncte marcate până acum. Da, 56-58. Și au de-a face cu o atmosferă din ce în ce mai ostilă elevii lui Cristian Achim. Pešić. Pešić cu a treia pasă greșită. Pešić are această evoluție incredibilă acum pe finalul partidei. Trei pase greșite de liderul practic al bihorenilor. Se pripește foarte mult. Din nou Pešić. Intervine foarte tare aici Burlacu, își recunoaște sportiv greșeala. Este a treia greșeală personală pentru Cătălin Burlacu. Acesta a fost cu siguranță amănuntul care l-a îngrijorat și pe Dado Arnautović pe prin planul de mai devreme. Pešić acum o pasă la Marici. Marici, vă spuneam, își va asuma el o aruncare.
dar a aruncat de departe și nu a reușit să înscrie publicul din nou în picioare, calmează însă spiritele. Darius Hargrove, este egalitate. Laszlo Lazar cu un capac excelent la Hargrove, care se resimte. Pusavei. Maric. Stă bine în fața lui Albianici. Vine acolo și-și ajută cu echipierul Pešić. Lazar liber la semidistanță. Foarte bine a văzut culoarul, dar la finalizare are probleme. Mingea ajunge cele din urmă la Maric. Aruncare de la distanță, recuperează Cepulis și obține faultul. Iată ce, la ce cote se trăiește în tribune acest final de joc. Au revenit de la un deficit de 10 puncte prahovenii și se pot prelua din nou avantajul după cele două libere. Îngrijorat și îngândurat, Cristian Achim are nevoie de soluții pe acest final de joc. Este time-out cerut de Dado Arnautović însă. De la ora 20 pe Digisport 3, îmi cer scuze, va fi o altă confruntare interesantă din play-off-ul campionatului național. Al doilea meci al seriei dintre UMO Mitelco Cluj, campioana în titră, și BC Mureș. La Timișoara, în sfertul al patrulea, cu 7 minute și 40 de secunde rămase de joc, BC Timișoara s-a distanțat la 10 puncte în a doua partidă cu CSM București, 59-49. În această seară va juca și liderul Gazmetan Mediaș cu Energia Rovinari, liderul sezonului regulat, care a luat primul joc pe teren propriu și a respectat statutul de favorită, 84-69. Două libere cu care poate trece din nou în față CSU Ploiești. Unul dintre cei mai buni aruncători se află la linie, Cepulis, lituanianul Cepulis, nu reușește însă să înscrie prima liberă de care a beneficiat. O marchează pe a doua, avans minim așadar pentru gazde. Maric. Aceeași combinație cu Pešić. Pešić face o fentă bună, îi pasează lui Lazar, excelent închis acolo de Burlacu. Burlacu îl citește foarte bine pe Lazar în aceste momente și ce reușită are aici Navicas. Reduce publicul la tăcere în sala sporturilor Brazi. Trece din nou în față Oradea. Greșeală acum însă a oaspeților, de care profită Levente Siarto. Aruncare scurtă a lui Nemanja Maric, recuperează acolo Cepulis. Hargrove. Până la Burlacu, ce atmosferă este acum în sala sporturilor Braz. Burlacu acolo se întoarce, dar nu reușește să înscrie. A cerut și un fault Maric acum pentru Navicas. Pașca de la distanță nu pune mingea în coș, recuperează acolo Lazar, închis de Albianici, pasă lungă, vine cu intercepția Siarto. Maric forțează.
Înscrie în cele din urmă Laszlo Lazar. Burlacu, aruncare de la distanță, se bate Burlacu acolo cu Pešić, ce lupte se dau sub panoul bihorenilor, Maric până la urmă ține echipa în joc, sunt secunde prețioase care trec acum în favoarea oaspeților. Greșește însă pasa, incredibil, greșește pasa acolo Laszlo Lazar. Este 62-61, avans minim pentru oaspeți cu 12 secunde rămase de joc. Time-out cerut de Dado Arnautović. O posesie extrem de importantă pentru echipa lui, care va încerca să ducă atacul până la capăt. Un coș de 2 puncte poate rezolva victoria, care ar duce scorul general la 2-0. Vă reamintesc că seria se mută săptămâna viitoare pentru următoarele două partide, dacă mai este nevoie, la Oradea. Se joacă pe sistemul cel mai bun din 5 meciuri. O confruntare extrem de disputată în această seară, după ce Oradea nu a emis pretenții în primul joc. Toată lumea la recuperare. Iată cum își impulsionează Miloș Pešić cu echipierii pe acest final incandescent de partidă. Avans minim și 12 secunde la dispoziția prahovenilor pentru a întoarce rezultatul. Hargrove. Toți fanii sunt în picioare în aceste momente când Hargrove are mingea și poate juca 1-1 cu Maric. Hargrove se înalță. La recuperare Burlacu ține mingea, o ultimă șansă pentru gazde de la distanță. Ce puli senzațional în ultima secundă, aduce victoria Ploieștiului, lituanianul Ce Pulis, un veteran de 33 de ani. Disperare pe fața bihorenilor, au dominat în această partidă, dar iată ce reușită are lituanianul Cepulis și CSU Ploiești se desprinde 2-0 la general după o reușită spectaculoasă, o reușită senzațională. Așadar, scorul final al partidei, 64-62, este scorul cu care Ploieștiul întoarce rezultatul pe final, exact în ultima secundă. Iată, lituanianul Cepulis reușește să înscrie. CSU Ploiești va merge la Oradea având avansul de 2-0 la general, dar iată, se pare că au mai rămas câteva zeci de secunde, câteva zecimi la dispoziția bihorenilor. Da, toată lumea de la Sala Sporturilor Brazi celebra deja victoria. Foarte puțin timp la dispoziție, greu de crezut că se mai poate întâmpla ceva practic. Nici nu ai timp să repui mingea în joc, trebuie ca imediat cineva să arunce. Iată momentul în care practic Dado Arnautović și-a dat seama că jucătorii săi celebrează prea devreme. Senzațională partida de la Sala Sporturilor Brazi, cu CSU Ploiești care a revenit după ce a fost condusă la 10 puncte în a doua jumătate. O ultimă șansă însă, să vedem dacă va profita Oradea. Nu, nici măcar nu este repunerea, combinația între Maric și Lupu Savei. Greu de crezut oricum că Lupu Savei ar fi apucat să arunce acolo. Așadar, 2-0 la general, CSU Ploiești va merge la Oradea și mai are nevoie de o singură victorie pentru a se califica în semifinale. Sunt Tudor Ciurescu, rămâneți pe DigiSport de la ora 20, urmează a doua confruntare dintre Umobitelco Cluj și BC Mureș.